Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din cariera cu Borussia Dortmund. Ei bine, îmi pare rău că am luat o mică pauză de o săptămână, dar din fericire m-am mutat și acum putem să ne continuăm activitatea, mai ales pe FIFA 21, care o să apară foarte, foarte curând. O să facem multe, multe serii pe 21, o să facem cariere, o să facem Ultimate Team și live-uri. Merită, merită să vă abonați pentru că o să urmeze chestii super șmechere. Bun, boys! Continuăm cariera cu Dortmund, care se apropie încet, încet de final. Nu știu dacă o să facem totuși și un sezon 2. Vom vedea cum ne încadrăm și cu timpul, cum o să și postez. Dacă vreți mâine un episod din această carieră, depinde de voi. Dacă vreți să facem două sezoane, un al doilea sezon foarte pe repede înainte, gen să simulăm mult mai mult, lăsați un like, să strângem peste 1500 de like-uri, ar fi foarte, foarte tare. Avem și două comentarii pentru acest episod, haideți să vedem ce zic comentariile. Primul comentariu este de la Dănuț, care zice: mulțumesc mult, Sinner, pentru că m-ai pus în video, te respect. Și eu te respect pentru că te uiți la videoclipurile mele și apreciez foarte mult fiecare comentariu pe care voi îl lăsați și credeți-mă că le citesc. Și următorul comentariu este de la Andrei, care ne sugerează aici câteva îmbunătățiri. Zice: LB Robertson, RB Trent Alexander-Arnold și KB Militao. Like să vadă Sinner. Exact, dacă vă place un comentariu puteți să îi lăsați un like acolo, foarte frumos. Bun, haideți să vedem cum stăm aici cu meciurile. Ei bine, suntem în luna aprilie și urmează meciul cu Real Madrid, pe care clar o să-l jucăm, clar o să fie un derby, o să fie un meci incendiar. Până atunci mai facem ceva antrenamente și urmează meciul în campionat cu Werder Bremen. Nici măcar nu știu pe... nu știu de ce face FIFA chestii de genă. Ați văzut, probabil că se vedea negru la un moment dat. Werder Bremen, care este pe locul 11, ar trebui să fie un meci destul de ușor. Haideți să simulăm cu... Bremen are doar câțiva jucători foarte buni, 4-0, și este clar o victorie meritată. Am realizat târziu să schimb LED-urile din spate cu galben de la Borussia Dortmund, dar mi-am reamintit și urmează meciul cu Real Madrid din Champions League, din quarterfinals, și o să fie interesant, o să fie interesant ce facem cu Realul și după aia vom avea o oponentă foarte, foarte bună. Vom schimba un singur jucător de aici, o să intre Pogba alături de Tonali, un cuplu foarte, foarte interesant. Puțin obosiți jucătorii, dar eu zic că o să se descurce în acest match. Mitriță este aici, gata să intre în orice minut alături de Drăguș și Stanciu. Ce să mai stăm? Hai să-i dăm drumul la quarter finals. Începe partida, vedem și jucătorii celor de la Real Madrid intrând pe teren alături de noi. L-am văzut pe Benzema, l-am văzut pe Courtois, care sunt jucători vechi. Vedem și parcursul în Champions League din momentul de față. Deci ne apropiem încet încet de semifinale, dar întâi trebuie să trecem de Real. Vedem aici jucătorii: Hazard, Asensio, Valverde, Modric, Casemiro, Mendy, cred că este Militao lângă Mendy, și Matip. Ok, Matip, cred că băiatul ăsta este Klosterman sau ceva de genul, se numește, de la Leipzig. Nu sunt sigur, chiar o să mă uit acum. Da, Klosterman, pa aproape, deci foarte puține modificări în squadul celor de la Real Madrid. Nu știu totuși pe cine au pe bancă, dar au un squad foarte interesant. Mă mir că joacă Asensio, totuși este acolo și Rodrigo, este și Vinicius. Dar stai că Vinicius plecase la Lyon. Da, am înțeles. Let's go, boys! Wow! Ce faul face acolo Casemiro? Bă, sincer să fiu, putea să fie și un roșu chiar. Deci chiar putea să fie un roșu. Era... printre ultimii în apărare, era o fază de contraatac și a intrat destul de urât Casemiro. Deci chiar a intrat la rupere, a sărit, zici că a sărit în piscină Havertz. Oh, mingea rămâne la noi. Havertz, 1-0, golazo. Nu știu ce a fost acolo, era Neymar la minge, dar... s-a băgat și Havertz în seamă și este un super, super transfer reușit pentru echipa noastră. Havertz, care s-a acomodat foarte, foarte bine de la Leverkusen. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar Havertz a fost pregătit pentru finalizare.
Oh, 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 ce intrare aici periculoasă. Bă, Van Dijk, greșești poarta, prietene. Greșești poarta, du-te acum, Sancho. Este totuși Mendy acolo, trecem de Mendy, care este un fundaș foarte rapid. Ah, da, lăsați, lăsați. Am vorbit eu prea repede. Am zis că are Sancho viteză, dar merge cu spatele Sancho-ul meu. O centrare bunicică acolo, dar foarte bine pune punctul fostul jucător de la Real Madrid, Varane, deci joacă destul de bine. Înseamnă că a lăsat fosta echipă în urmă, a lăsat-o în istorie. Acum este la Dortmund și joacă la Dortmund și nu se observă că a jucat la Real Madrid. Bă, ce drăguț din partea lui, ce drăguț din partea lui. Mamă, dacă aș fi putut da și eu la cineva. Mi-a plăcut, Hazard ne-a dat acolo mingea, a zis, boss, ia tu mingea că eu nu mai am chef, ocazia aici, a Burke este pe fază și este puțin dubios, dar prinde mingea cel puțin. Ho-ho, ce pas aici, interesantă, mi s-a părut fault, sincer mi s-a părut fault. Ah, bun, rămâne mingea tot la ei, apare, nu știu de unde a venit Asensio, zici că... stătea pe margine și a venit ceva de genul. Aici o fază bună, Jovic a intrat și el în teren. Pasă, este Tonali acolo și rezolvă situația. Cât de bine a venit Tonali. Jucăm pe contre, jucăm pe contre. Jovic, o semi-foarfecă. Bă, meciul ăsta este foarte, foarte încins, pentru că cei de la Real fac un pressing destul de avansat, după cum puteți vedea, și ne țin acolo, ne țin acolo, dar nu ne lăsăm mai prejos. Îl văd acolo jos, plecase Davis destul de bine, dar foarte mult jucător, foarte, foarte mult jucător în partea aia, cred că ați observat și voi. Oh, 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 ce se întâmplă aici, ce se întâmplă aici, că nu mai înțeleg nimic. Wow, Mendy, bă, deci Mendy, ce meci a avut Mendy? Wow, deci am rămas prost, mi se pare... un super fundaș acolo, sincer să fiu cu voi. N-am cu cine pasa, mă. N-am cu cine pasa, Neymarito. Neymarito pentru Haaland. Haaland. Înapoi pentru Havertz. Oh, ce pasă! Ce pasă, bossule, de la Havertz. Este 2-0. Haaland înscrie. Erling Haaland. 2-0. Ce pasă cu călcâiul, boss. Boss. Da, nu, mi-a plăcut, mi-a plăcut cum a scăpat din marcaj acolo Haaland, chiar a făcut toată faza. Mă rog, și pasa lui Havertz, chiar a fost frumoasă, boys, și cred că așa o să se termine și meciul cel mai probabil. Mamă, ce ocazie, ce șuturi, doamne, deci Real Madrid face tot posibilul să mai înscrie cel puțin o dată pentru a avea un retur mai ușor. Cel puțin o dată și iese Burki și se termină, o să se termine, o să se fluiere de fapt foarte, foarte curând și este 2-0. Este un rezultat convingător. Am avut un meci bun și cei de la Real au avut un meci foarte, foarte bun. Totuși au avut mai multe șuturi, ați văzut că au șutat mai mult în blocaj și așa mai departe, dar clar am meritat să câștigăm. Am avut cel mai clare ocazii, două șuturi, dar 100% acuratețe. Odihnim câțiva jucători pentru meciul din campionat cu Wolfsburg, iar am bagul ăla de se vede negru, dar nu este problemă. Hai să vedem ce facem cu Wolfsburg. 1-1, este în regulă. Wolfsburg, o echipă de primele locuri, chiar pot să zic. Haideți să și simulăm aici și... va urma returul cu Real Madrid și vedem ce putem face și în retur. E bine, urmează returul și urmează să vedem dacă ne vom califica și este 3-3, ceea ce înseamnă că suntem calificați cu 5-3 la general, foarte multe goluri, 6 goluri mai exact. Valverde ia și el roșu, un gol Hazard, Asensio și Matip înscrie și avem și noi... un fost jucător de la Real înscrie, Varane și două Haaland. Wow, super match, super, super match. Și ne calificăm mai departe în semifinale. Haideți să vedem cu cine vom avea match episodul următor. Ce meciuri vom mai avea. Haideți să ne uităm pe calendar. Sunteți pregătiți? Am picat cu Liverpool. Oh my god. O să fie greu, o să fie greu, boys.
pentru că Liverpool are o echipă super, super bună. Super, super bună. O să terminăm episodul următor, meciurile din aprilie, și vom vedea dacă ajungem și în finală.